Un nou protest a avut loc astăzi în fața Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași împotriva deciziei Ministerului Educației de a reîncepe cursurile și seminariile în forma fizic. Acțiunea a fost organizată de către un student de la litere care a protestat și la începutul săptămânii amplasând un cort în fața facultății. Acesta a făcut un apel online către toți studenții Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru a lua parte la protest, însă la eveniment au venit circa 10 persoane. Problema principală pe care studenții o semnalează este lipsa locurilor de cazare în cămine pentru tinerii din afara Iașiului. Aceștia sunt indignați și de faptul că acum sunt obligați să-și caute chirii scumpe pentru o perioadă scurtă de timp.